Deșteptarea. Deșteptarea de vară, mamă, urmează să se întâmple lucruri și prin țara noastră, venit așa de prin Europa pe șine. Pe șine, da, pe șine, ei. Pe ce vor pleca, nu știm, dar vin pe șine. Este anul trenurilor sau anul circulației pe căile ferate, ne spune Uniunea Europeană, anul în care Comisia Europeană încearcă să ne arate nouă europenilor din nou că trenul este cel mai important mijloc de transport în comun, că e un mijloc de transport în comun care nu poluează, care te duce cu ușurință dintr-o parte într-alta și fără oboseală, așa că... Așa o filei. În ultimele ore, în ultimele două zile, am văzut-o pe doamna comisar de transporturi, de la transporturi, doamna Adina Vălean, așadar comisarul care vine din partea României, anunțând un proiect care va dura întreaga lună septembrie, poate chiar un pic mai mult. Este vorba de trenul care unește Europa. E un tren care va circula prin toate țările Uniunii Europene, unind în jur de 100 de orașe, trecând prin 26 de țări, mă rog, mai puțin Irlanda, că sigur, era și aici o poveste, dar de ce n-ați băgat Irlanda? Că n-avem tren până în Irlanda, de-aia, dar... Pe la videle trece. Așa trece, adică... deci ajunge și la noi, că asta, știu, te macină curiozitatea. Da, roșioi. Vine din partea, deci coboară, ajunge la un moment dat, coboară din Serbia către Grecia, se întoarce de la greci, o ia în sus prin Bulgaria, România și pe aia va să se ducă în Ungaria. Deci, la un moment dat, el trebuie să, și după aia pleacă în Polonia, el trebuie să traverseze trenul ăsta de la, știu eu, unde avem tren cu Bulgaria? Giurgiu, Calafat? Acolo, da. Da, avem tren cu Bulgaria pe zona asta și trebuie să ajungă la... Deci ungurii și polonezii sunt în pericol, zici tu, de a nu mai vedea trenul ăsta, pentru că dacă trece prin România până să ajungă la ei, are toate șansele să... Și rămân aici. Da. Deci părerea mea e că doamna comisar chiar va circula cu trenul acesta în mai multe curse și dacă are 30 de zile, mă aștept să, nu știu, vreo 10 să le petreacă în România. Știi că numai la noi e soluția aia pentru întârzierea trenurilor, apropierea orașelor. Să nu mai... Cred că... Dacă dă și peste directorul ăsta de la CFR, o și ceartă pe doamna comisar. Dar sandwich, ce, doamnă, vreți... sandwich nu-i aduce, da? Exact. Vreți să vă aduc un sandwich? Ce ați venit aici pe căile ferate la noi? Dacă prinde și câte o caniculă din asta, merge încet. Dacă se mai și strică, doamne ferește, ceva, ce două zile? Cred că o prind 15 zile. O întârziere de 8 ore sigur ea. N-are pe unde să treacă fără 8 ore. Anunțăm bani europeni pentru nașii României. Aoleu, cum ar fi să-i ceară și o șpagă? Din asta, știi, europeană, așa frumos. Ce, dumneavoastră aveți, da, bile, doamnă? Acum, serios, vorbind, de o inițiativă foarte, foarte, foarte bună. Puteți înscrie. Adică... Există un site, stai să le zic oamenilor, că se pot înscrie să vadă unde e traseu și pot circula cu trenul ăsta. Connecting Europe Express. Am o, ce bine să... Connecting Europe Express. .eu. E frumos, mă, cu trenul, dar la ei. Frumos. Vezi când o fi cu .ro, ce connecting o să fie. Deșteptarea